Bun găsit! Ironia alegerilor din acest an din Statele Unite ale Americii este că niciunul dintre candidați nu are sondaje care să arate susținerea unui număr mare de americani. După ce a pierdut alegerile precedente, susținătorii lui Donald Trump au încercat să anuleze rezultatul. Acum acesta se confruntă cu acuzații federale pentru presupusa sa implicare în asaltul Capitolului, precum și cu alte 3 cazuri penale. De partea cealaltă, președinția lui Joe Biden a fost definită de o inflație ridicată și turbulențe în străinătate, în Afganistan, Ucraina și Orientul Mijlociu. Putem afirma că ambii nu sunt foarte populari, dar America va trebui să aleagă un conducător. Și alegerile se vor rezuma la câteva state care vor determina victoria electorală. Zilele acestea, Donald Trump a fost eliminat de pe buletinele de vot și în statul Illinois. Este al 3-lea stat american care ia această decizie după Maine și Colorado. Sondajele de opinie indică un meci strâns între Biden și Trump. Media sondajelor realizată de The Hill and Decision Desk îi oferă în prezent lui Trump un avantaj de 2,6 puncte procentuale, mai exact 45,5%. Media a fost calculată în urma datelor culese din 578 de sondaje. La rândul său, agregatorul de sondaje Real Clear Politics arată miercuri că Trump are un avantaj de 2% în fața lui Biden la nivel național, respectiv 47,1% la 45,1%. Primul din cele 4 procese penale ale lui Trump începe în Manhattan pe 25 martie. Acesta se referă la banii de tăcere plătiți unei actrițe de filme pentru adulți. Candidatul republican va fi ales la Convenția Națională a Partidului, care va începe pe 15 iulie. O lună mai târziu, Convenția Națională Democrată îl va desemna cel mai probabil pe Biden drept candidat la președinție. Începutul toamnei ne aduce prima dezbatere. Cei doi candidați principale ar trebui să se întâlnească pentru 3 astfel de dezbateri de câte 90 de minute. Ziua cea mare este 5 noiembrie, ziua alegerilor. Numărarea buletinelor de vot va dura săptămâni întregi în unele state. Pe 6 ianuarie 2025 avem validarea rezultatelor. Noul președinte va depune jurământul pentru cel de-al 2-lea mandat pe treptele clădirii Capitolului. Pe final, vă mai spun doar atât, că Joe Biden, la 81 de ani, va fi cel mai în vârstă candidat la prezidențiale al unuia dintre cele 2 partide mari din Statele Unite ale Americii, depășindu-și propriul record stabilit în 2020. Ștefan.